Atlantia vivere, Atlantia vincere, Atlantia vittore, Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere. Sfântul popor Atlanta, astăzi voi vorbi despre taxe. În Egiptul antic, pentru că este o idee, că Claus Iohannes nu vrea să promulge codul fiscal pentru că la femei spuneau că nu ne mai dau bandă, că ăsta Ponta vrea să reducă la 5%, eu de 14 ani sau de 20 de ani tot spun să se reducă taxe la 5% pe o perioadă de 5 ani de zile. Toată lumea să plătească, școala, doctor, nu știu ce, că oricum le plătesc, oricum se dau mită. Oricum doctorul nu respectă jurământul lui Hipocrate, oricum trebuie să plătești ca să te ia de acasă cu salvare. Oricum trebuie să plătești ca să nu mori acolo în fața spitalului sau pe un scaun. Oricum trebuie să plătești pentru orice, oricum nimeni nu respectă nimic, deci. Și nicio regulă, nicio lege decât dacă plătești. Și atunci, ce rost are? Este suficient să ne uităm în vest. Toate țările dezvoltate s-au dezvoltat pe credit. Luxemburgul datorie 5 trilioane de dolari, 5.000 de miliarde, 3.994% din PIB. Fiecare taxpayer din Luxemburg îi dator 12 milioane de dolari, fiecare nou născut partner. Sigur, nu este prea plăcut să fii dator, dar pe de altă parte, să nu ai nimic și să trăiești în sărăcie și să mor de foame este și mai neplăcut, nu? Realitatea asta este ca un joc pe calculator. Revin în joc după mult timp, trebuie să-i un împrumut. Iese un om din junglă, pentru că numai în junglă poți să fii liber și egal și ăsta cu toată lumea, dar cu ce acolo este animale sălbatice, da, care vor să te mănânce. În societate toți suntem interdependenți, toți suntem sclavii altora și evreii nu au o problemă bănci evreiești, pentru că tot sistemul ăsta mondial este bazat pe băncile evreiești. Evreii nu au o problemă cu faptul că cineva e sărac și are nevoie de bani. Pentru că vin și îți dau ei, îți bagă pe sub ușă în America, ai, tată, iau un credit și nu mai trebuie să plătești niciodată numai dobânda când ești stat. Dar, deci ei îți dau un principal, îți dau grămadă de bani, dar tu nu trebuie să plătești niciodată principalul pe care ți-l dau. Numai Ceaușescu a fost stâmpit să plătească, că au zis, hai să vin liber și independenți, eu sunt rege, eu sunt în familia, nu știu cum. Nu trebuie să plătești niciodată principalul, trebuie numai să plătești dobânda. Și plata dobânzii înseamnă că muncești în permanență și te dezvolți și așa s-a ajuns în Luxemburg să aibă în statul ăla mic o singură mină de cărbune și fierul îl importă din Germania și produce cel mai bun oțel din lume și consumă de 10 ori mai puține materii prime și vând oțelul la un preț de 10 ori mai mare decât în România. În România există subvenții acordate pe sistem comunist. Care, sigur, subvenționăm fabrica de sau uzina de oțel, care acum ține de Lakshmi Mittal, de miliardarul indian Lakshmi. Deci noi colectăm 50% de salariul fiecare om care trăiește în România și încă 24% TVA și accize pe benzină, că și la subvenție, așa mai departe. Și dăm la miliardarul indian, la fel cu Petronul, subvenționăm ăsta care aparține de OMV, adică de austrieci, deci îi subvenționăm pe austrieci. Care om poate să trăiască în mod cinstit, furându-i se 3/4 din salariu în fiecare lună, din câștig sau din muncă lui nimeni, dar ceea ce e mai mult, ori ai o firmă și atunci respecti regulile, deci singurul mod în care poți să respecti regulile este să te încadrezi în regulile care sunt umane. Adică dacă îți faci o firmă, ai 1,5% sau 2,5% pe profit impozit și plătești în pizda mersii sau ești notar sau ești prostituată sau ești aimes sau ești mix, așa și atunci. Altfel, ești sclav, ești prost, plătești 3/4, pierzi 8-9% din munca ta. Și sigur că se fură. Este natural să se fure când... În Egipt, taxa era de 1%. Fiecare plătea 1% și nu avea probleme nici cu medici, erau cei mai mulți medici. Și toți erau plătiți din de pacient. Era 1% taxa și au construit piramide. Și vă gândiți, da, au construit cu sclav, nu? Că sclavii într-adevăr erau biciuiți, că era cu 3.000 de ani, cu anul 4.000 înainte de Hristos, da? Dar biciuitori erau plătiți. Deși se spunea că sunt sclav și muncitorii care se spunea că sunt sclav, de asemenea, ei erau plătiți, cu toate că primeau niște bice pe spinare. Da. Și fiecare plătea 1% către faraon și marele faraon, da, era marele faraon și punea degetul pe altă crăsniță aici, dar el primea numai 1%, nu 50%, nu 80%.
Și după aceea am mers în Evo Mediu și statul la 2% și biserica încă 10%. Era 10-ul și 5-10-imea, da? Și se plăteau în grâne, da? Și s-a ajuns 12% să fie taxa asta după mica glaciațiune. În timpul Ceaușescu, atât de hulit, știți cât era TVA-ul, adică taxa pe circulația Murphy? 1%, 1,5%, 2% la final, urmă 24%, da? Ok. Dar este inuman. În primul rând că jocul ăsta pe calculator pe care le cumpăr eu și calculatorul ăsta nici măcar nu sunt fabricate în România. Tableta asta a fost făcută în China, în Taiwan, da? Telefonul ăsta a fost făcut în Taiwan. Telefonul ăsta la fel a fost făcut în China. Samsung, da? Sau în japonez. Calculatorul ăsta, toate astea a fost făcute. Monitoarele astea au fost făcute de Samsung în Coreea. Le-am cumpărat second. No, casa asta a fost făcută de muncitori turci, da? Ok. Deci, se tot spune, vai de mine, dar cum să scădem TVA la 2% la 19%? Nu, trebuie la 2%, la 1% scăzut. Trebuie și să treci 5 ani de zile nimeni să nu mai plătească niciun impozit în România. Tot lumea să se mai dezvolte, tot, să nu mai există toate învățământul să fie tot privat, totul să fie privatizat, toți medicii privatizați, să nu mai fie mizeria asta bătrâni care mor cu zile, că nu le schimbă nimeni așternutul și mor în propriu pișat și raha, da, și putrezesc de vii. Nu! Toată lumea plătește din munca lui și dacă nu ai bani, dacă tocmai ai ieșit din junglă, cum a făcut România, păi atunci mergi toată, ca și un orice miliardar, mergi toată la bancă și e un împrumut. Și sigur, da, plătești două, de trei ori mai mult în 30 de ani, în 50 de ani, în 60 de ani, dar muncești, nu, și plătești, dar ai o casă și ai ce mânca, nu. Și că asta este. Hai să, dar de ce sunt scumpe atunci să fii? Pentru că-s proști ăștia. Așa, muncitorii ăia de pe vremea lui Ceaușescu care furau toate butoanele colorate că hai să importăm mașini germane. Hai să muncim, să producem, să importăm mașini. Au venit ăia din comuna primitivă, pac, și-au furat toate butonașele colorate. Da, muncitorii. Ok. Hai să nivelăm satele pe primitivi, ia săraci care trăiesc cu veceul curte în comuna primitivă, ăsta analfabet, zice, hai să-i mutăm la oraș, de ce pizda măsi, că acum trebuie să-mi sclavagezi în sclavi, mai bine să fii sclav în sclavagezi decât să trăiești în comuna primitivă? Cred că nu! Da, e mai bine să trăiești în evoluie decât în sclavagezi? Unii spun că da, că nu ești servitor, ești sclav, dar care e diferența între sclav și servitor până la urmă? Că și dacă ești servitor, primești tot atâția bani cât să nu mor de foame și îți cumperi tu o haină și o pâine, dacă nu îți dă stăpânul dacă ești sclav, da? Și plătește el, da? E același lucru. Na, și chestia cu căsătoria, biserica nu o singură căsătorie, dar voi, n-am voie să am 8 nevesti sau 16 nevesti că primul a dat de ce? Și numai una. Și e clar și cum aș fi un sclav. Deci ei spun, impun cu cine este în somn și ce, care sunt castele sociale, ca și în India veche. Prima castă erau brahmanii, preoții. Nimeni n-are voie să facă scandal să se atingă de ei. A doua castă, nobili, ăștia, da, care m-au pedepsit pe mine să mă pot duce la doctor. Ce ăștia cu armata, cu serviciile secrete, cu draculacul, da? A treia castă, bugetorii, adică nu, nu sclavii, că să ia de mijloc, medici, profesori, ingineri, polițiști, și mă fac polițiști, tot, na, între nobiși, na, kshatriya, da. E, așa, apar, după aceea vin sclavii, vin aia 90% ca toți sclavii, da, și după aceea a cincea casă sunt femeile, că femeile trebuie să fie a cincea casă, ca să poată orice femeie să se mărite cu orice bărbat, ca să poată să facă oricât de mulți copii, ca să există o fluidizare a societății, da, ok. Și societatea asta, mă rog, în 8.000 de ani se spune în canalul Maraș că durează construcția unei societăți până când toți învață regulile și legile. După aceea 400 de ani, până când toți învață cu puterea, cu industria, cu nu știu ce. Deci, de când? Când a apărut prima dată ideea pe la Revoluția franceză? Hai să facem Revoluția franceză, să unim toată lumea să fie ca noi. Da, de la Napoleon, de fapt, ok. De atunci adăugăm 438 de ani după Candelul Maia și ajungem în anul 2232, dacă s-au trecut. În fine, nu contează. 200. Așa. Și ajunge să zic. Am stăm, din păcate, pe la mijloc. Da, ok. Așa. Și toți sunt proști, sigur. Sunt proști. Dar dacă le dai ceva să muncească, e ca și în chibuț.
te duci în chibuț la evrei, ăia îți dau casă, masă, nu știu ce, nu trebuie să plătești nimic, dar trebuie să muncești. Deci, ești ca în comuna primitivă, primești totul pe gratis, dar nu, și tu ce muncești, dai pe gratis și se împarte la toată lumea în mod egal. Comuna primitivă. Deci, evrei, da, evrei au rămas în comuna primitivă. Dar tot sistemul ăsta bancar e prostie. Că îi spun că toți banii sunt datorii, de fapt asta e o prostie. Sigur că un om, dacă muncești pentru altul ăla pentru care muncit, are datoria să plătească, dar banii reprezintă trade. Banii reprezintă comerț. Da? Deci eu cumpăr ceva și vând ceva. No, și ideea este că asta este. Deci da, și eu să fără dinții în gură, da, și eu sărat, mai am doi lei în buzunar, da, ok. Că ideea asta cum a apărut în Germania, că o scris ăla pe ușa bisericii 1517, că luteranii s-au apărut mai întâi, da. Ăsta, și Calvin, sau nu Calvin, celălalt. Că nu trebuie să erosim fiecare, nici o secundă, învățăm că trebuie să dăm socul în fața lui Dumnezeu după ce murim și așa, și așa. Eu făcut pe toți să muncească, deosebire de ăștia ortodoxi din Est, care spuneau să ne închinăm, așa, nu știu ce, să ne purtăm ca viermi și vine Dumnezeu și ne dă, noi nu trebuie să facem nimica, pentru că nu avem nicio putere și suntem suvreni și numai stăm așa și vine și ne dă, și ne dă, și ne dă, când are chef, ne dă, când are chef, nu ne dă și așa e viața și... Deci totul este o prostie, de fapt. Deci pentru a, deci cu taxele astea, măi, trebuie să înțelegeți. Noi acum în România are datorie 39,9% datorie guvernamentală, 67,7% în total și firmele, da? Ne împrumutăm 340%, 1000%, trilioane, quadrilioane, nu știu ce, face drumul, face șosele, da, o să fie mai scump, într-adevăr, că-s prost, într-adevăr, da. Și facem și dregem și tretipul, devenim deștepți, că dacă nu devenim deștepți, dispărăm, deci... Așa e chestia cu bănii ăștia evreiești, că trebuie să dai, trebuie să dovedești că tot timpul te perfecționezi. Și e ușor, că internetul, că te uiți așa, ce-o mai scris ai pe Godlike Productions, ce-o mai scris rușii pe Pravda, ce s-o mai dată în lume, te mai uiți pe Atlantian Technology, mai cu ăsta, dai drumul ăla, unul cu plasmă, valvuri zburătoare, lasere, nu știu ce, motoare sau nu știu ce, cuțite cu laser, producem bombe, adică astea, centrale gravitice, nu știu ce. Vindem, și ce am încercat eu să fac în ce aveam 20 de ani, da? Vindem, mai ne mai dă la un trilion, mai fac, cam așa. Da, păi asta poate să țină câteva sute de ani.